Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este patron spiritual al forțelor terestre. Din acest motiv, pe 23 aprilie, militarii acestei categorii de forțe sărbătoresc Ziua Forțelor Terestre. În întreaga țară sunt desfășurate evenimente care să marcheze această sărbătoare. Și la Câmpul Lung, militarii garnizoanei Câmpul Lung au defilat în piața jurământului și au depus coroane de flori la Monumentul Eroilor. La eveniment au participat și șefi ai autorităților locale. Edilul Liviu Țăroiu a primit onorul împreună cu comandantul bazei pentru instruire CBRN, locotenent colonelul Nicolae Stănescu. A urmat intonarea imnului de stat și depunerea coroanelor. Domnul funcționar, primarul municipiului de Câmpul Lung depune o coroană de flori la Monumentul Eroilor. La apărare CBRN, comandantul bazei, domnul locotenent colonel Vigi Stănescu, depune o coroană de flori. Coroane de flori au depus și reprezentanții principalelor partide politice, iar evenimentul a luat sfârșit cu defilarea militarilor mușceleni.